Mă bucur foarte tare că pot să fiu astăzi în fața dumneavoastră aici pe scenă și totodată vreau să mulțumesc și directorilor noștri generali, Dr. Gabor și Dora Săuci, pentru invitația de onoare. Dar haideți să trecem la treabă, pentru că avem foarte puțin timp. Gazdele noastre v-au zis că care a fost motivația mea de a începe Forever-ul. Deci, fiind antreprenor, am lucrat zi și noapte și tot timpul am visat că odată o să fiu liber și cu drepturi de autor, adică să las o afacere moștenire copiilor mei. Bine, bine, dar cum se poate realiza acest lucru? De la sponsorul meu, de la început, este vorba de Gary Oianu, senior manager din Debrețin, am auzit că dacă vreau să am o afacere mare și tare, trebuie să găsesc oameni mai buni ca mine. Următorul slide. Deci găsește-ți oameni mai buni ca tine. Tot timpul m-am străduit și credeți-mă, eu deja am găsit câțiva. Chiar dacă nu se vede încă rezultatele, dar am mai mulți lideri în echipă care sunt mai buni ca și mine. Dar cum poți să aduci pe cineva în afacere care este mai bun ca tine? No, asta este o întrebare bună. Ce spui unui om care are un nivel de dezvoltare personală mai mare sau chiar are câțiva ani în vânzări și se crede expert? Următorul slide. Eu mă implic total în această activitate și eu sunt fan al evenimentelor. Eu cred că cu ajutorul evenimentelor putem să arătăm cel mai tare afacerea noastră oamenilor care se cred și la nivele mai mari. Ce fel de prezentări? Organizăm Sonia cu prezentare de modă. Am avut, de exemplu, cu prezentare de modă cu rochii de mireasă și s-a derulat foarte fantastic. Degustările produse, open chiar săptămânal, din două în două săptămâni ținem întâlnire deschisă. Go Party, nu știu dacă ați auzit această denumire, este ceva foarte interesant. Asta organizăm pentru persoanele care acum pornesc în afacere cu tort și cu șampanie, unde ei invită cercul lor de cunoștință să sărbătorească pornirea afacerilor lor. Credeți-mă, când un nou sună și invită pe cineva la un astfel de party, nu primește nu-uri. Se strâng 20-30 de oameni la un tort și sărbătorim și arătăm afacerea. Și bineînțeles, sunt business day-urile și următorul slide. Și trebuie să știți că nu sunt singur. Deci aceste evenimente noi organizăm împreună cu alte echipe manageriale. Credeți-mă că la noi, între noi, nu cred că există invidie și prin această cale vreau să-i mulțumesc echipei lui Ken LaMonica, Mihai Coti și familiei Moca pentru colaborare. Pentru că credem că împreună avem forțe mai mari. Acum hai să fim sinceri. Unul nou invitat intră în sală și ai tu acolo 10 oameni. La ce se gândește? Sau când ne unim 3-4 linii manageriale și avem 100 de invitați. E alt feeling. Total altceva. Așa-i? Și să nu uităm, știu că vă plac produsele foarte tare. Adorați produsele Forever. Și vindeți produsele Forever. Dar credeți-mă, după mine cel puțin, esența succesului este promovarea afacerii. Trebuie să promovăm afacerea și nu trebuie să fim toți medici, pentru că nu suntem, și să vindem produsele. Următorul slide. Ce am făcut acum câțiva luni? Am stabilit un țel al echipei. Am stat cu liderii mei la o pregătire și am așteptat să vină ei cu niște idei. Ce care să fie țelul echipei? Dar am zis că trebuie să fie un țel care dacă se realizează, se realizează și țelul fiecăruia. Și toți au votat țelul nostru să fie că până în 30 iunie 2016 să fim dintre cei mai tari echipe din Forever România. Echipa mea, sunteți de acord cu asta? Nu vă aud. Ok. Am început să delegăm sarcinile. Adică, la început de lună, fixăm cine ce vrea să producă în luna aceea.
Adică dacă este o calificare, cum poate să se califice? Iar alții, cum să fie activ? Iar pe cei care sunt asistent supervisor, poate promite 2 puncte. Dar să fie parte din echipa cea mai bună, atunci trebuie să contribuie și cu munca. Deci nu numai cu succesul, și cu munca, da? Următorul slide. În 15 iulie, adică luna trecută, echipa noastră a mut locul 15 în punctele totale pe România. Acum, acolo aveți graficul de creștere, cum au crescut punctele non-manageriale din mai, iunie, iulie. Și nu știu, cei care sunt lideri știu deja că ce avem punctajul în data de 18-20, cam acela se va dubla. Așa este? Așa este? Ok. Deci, ieri a fost non-manageriale 60 de puncte. Următorul slide. Echipa mea este fantastică. Credeți-mă, am niște oameni lideri în echipă, oameni dedicați, implicați, care au viziune. Sunt foarte mândru de echipa mea. Vă iubesc pe toți. Datorită acestor creșteri, acum, pe scenă, am avut 17 asistenți supervizori, 3 supervizori noi și o să fie 12 activi. Eu cred că arată că echipa crește și se dezvoltă superb. Sunteți câțiva aici cu mine care încă știu că nu aveți încredere totală în voi. Trebuie să vă creșteți încrederea, pentru că toți care sunteți cu mine sunteți lideri și deja puteți să aveți succes. Dar haideți să vă vorbesc despre câteva persoane care în lunile anterioare a avut creștere extraordinară. Au fost 3 noi supervizori pe scenă. Este vorba de Bocor Gabi, Dr. Pop Sorin și Liara Ciugudean. Ridicați-vă, vă rog, în picioare! Vă iubesc, sunt mândru că sunteți parte din echipa mea. Și hai să vă vorbesc despre o domnișoară. Este vorba de domnișoara Liara Ciugudean. S-a înscris în Forever în 12 iunie. Acum va împlini 23 de ani și sper că o să sărbătorim. Este nutriționistă de meserie. Este dintre cele mai cunoscute nutriționiste din Oradea. S-a înscris în 12 iunie și în 30 iulie a ajuns supervisor. Eu cred că, Liara, ești exemplu pentru tuturor care au fost la nivel de asistent supervisor aici pe scenă, că se poate urca la nivel de supervisor foarte repede. Sponsorul ei este Pop Sorin și el a primit un entuziasm și aici, acum, astăzi este alături de noi. Mulțumesc, Sorin! Haideți să vă arăt următorul slide, câteva poze despre echipă. Aici am fost la un Go Diamond în Budapesta, exact când era invitat Ellen Peace. Următorul. Aici suntem la Londra cu echipa, în fața la O2, unde a fost 20.000 de oameni la raliul de anul trecut. Și mai departe. Și aici este când a fost recunoașterea lui Liara, acum în august. Și acum urmează cineva care este un exemplu pentru România. Credeți-mă, nu numai în echipa mea. Este exemplu și veți cunoaște, veți auzi foarte mult despre această familie, familia Mărcuș, Milentina și Marius din Timișoara. Ridicați-vă, te rog! Sunt foarte mândru de voi, Emilia și Marius. Și credeți-mă că anul acesta ei încă
vor aduce foarte multe surprize pentru Forever România. Pe poză se vede cât de tare lucrează Milentina, cât de greu lucrează, relaxată pe canapea. Au o echipă minunată în toată țara din persoane tinere. Și 80% lucrează online. Deci, deja oamenii, colaboratorii, nici nu se cunosc între ei. Asta înseamnă să știi să folosești internetul și astea moderne. Și Facebook-ul, bineînțeles. Ok? Mai departe, aici este vorba de Success Team, pentru că echipa lui Milentina și Marcus se numește Success Team. Unde sunteți, Success Team-ul? Ok, aici suntem în iunie la un training de-a lui Rolf Kip în Debrețin și câteva persoane din Success Team chiar au fost prezenți. Sunteți fantastici, ceea ce produceți, hai să zicem, ne dați un exemplu. Și acum, haideți următorul slide. Dar ce să facem, cum să facem? Eu zic că putem conduce numai prin exemplu personal. Asta, Forever-ul este exact ca și creșterea copilului. Poți să-i spui orice, el se uită, tu ce faci și cât de mare exemplu ești. Niciodată pe scurtători. Și aveți grijă, trebuie respectat politicile companiei. Chiar și la vânzare de produse. Știu că vă place să vindeți foarte ieftin produsele, pentru că credeți că o să aveți cumpărături mai mulți, dar nu este adevărat. Vă stricați afacerea. Deci trebuie să respectați politicile companiei. Trebuie să fim cinstiți. Trebuie să avem răbdare. Și construit afacerea pas cu pas. Răbdarea la ce se referă? Dacă acum încă nu sunt rezultatele pe care ai dorit tu sau ți-ai pus, trebuie să mergi mai departe. Trebuie să mergi mai departe, poate că ceva încă nu faci bine sau nu faci de câte ori trebuie. Caută moduri să ajuți oamenii. Nu știu, cui dintre dumneavoastră vă place să ajute oamenii? Atunci, de ce nu ajutăm mai mulți oameni? Oamenii ce doresc? Hai să vedem, în societate, oamenii ce doresc în ziua de astăzi? Două lucruri mari, da? Sănătate și bani. Forever-ul oferă așa ceva. Atunci, care este mesajul nostru? Care este misiunea noastră? Să transmitem acest mesaj mai departe tuturor din jurul nostru. Și cum zice și Rex, fondatorul firmei, cine intră mai aproape de un metru trebuie abordat și trebuie înscris în Forever, da? Să ai încredere în echipa ta. Deci, trebuie să avem încredere. Când se fixează țelurile, trebuie să avem credere că persoana aceea poate. Dar să nu așteptăm după nimeni. Deci este o regulă. Avem încredere în toată lumea, dar nu așteptăm după nimeni. Ce înseamnă acest lucru? Să nu stai și ai unul care a pornit acum și stai după el și vrei să-l faci manager, dar de fapt el încă nu este hotărât. Am observat, asta este deja din experiență, că dacă lucrezi pe mai multe picioare, 5, 6, 8 picioare dintr-o dată, atunci afacerea ta va exploda. Și dacă toate astea ținem în evidență, credeți-mă că garantate sunt rezultatele. Timpul meu a scurs, eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o sănătate bună, să aveți mult succes și să fiți diamanți!